Tu ai spus cu gura ta, nenorocitul ăsta de Stoica vrea dușmănie cu mine, le-a dat 200 de bilete și i-a pus să mă înjure. Păi eu-i pus să te înjure, te-au înjurat 10.000, Gigi, eu te-am pus să te înjure. Dar tu le-ai spus, căci că le-ai fi spus tu, domnule, vă dau bilete numai dacă nu jurați pe Gigi. Bă, dar cum poți tu să-mi spui voi așa ceva? Când nu-i adevărat. Nu tu. Poftim? Nu eu spun ce... Cum nu tu? Bă, dar fii Gigi bărbat, cum adică nu tu, când tu ai spus asta, normal că mi se pune pata și nebunesc, că știi foarte bine cum sunt, mai ales că nu este nimic adevărat. Eu nu m-am băgat niciodată în treaba asta cu suporte. Dar ce dați că te-ai afică de cine să recunosc sau ce? Nu înțeleg. Mi se rupe mie de tine. Că acum zic ce mi se rupe. Nu, să nu spune. Da, și ce să spun mai așa, și pe mine... Bă, Mihai, vezi tu de treaba ta și vezi că nu mă impresionezi pe mine, că am mai avut discuțiile astea odată. Încearcă tonul ăsta cu amenințări cu altcineva, nu cu mine. Nu ia nicio amenințare, ești prea obraznic. Și fii atent aici, tu o cauți cu lumânarea, tu asta ce spun eu. Vezi de treaba ta, lasă astea interlopiile astea, lasă-le pe astea. Obraznic ca tine, nu e nimeni în fotbalul românesc. Dă-i, Gigi, vezi de treaba ta, te rog eu frumos și nu mai vorbi de mine. Și o cauți cu lumânarea, te mănâncă pielea, eu să spun ceva. Ei, ia spune tu, și ce faci tu dacă mă mănâncă pe mine pielea? Ia spune tu, ce faci tu? Mihai, mie nu-mi place să fac scandalul. Nu-mi place. Dar ce? Iar trimis bodyguards-ii, iar rănii cu fane și cu asta, ce faci tu? Bă, tu chiar nu te-ai liniștit odată, liniștește-te odată, că n-am nicio treabă cu tine, eu îmi văd de treaba mea, tu vezi de treaba ta, mi-ai zis de 3 ori să vin la Steaua, nu vreau să vin la Steaua cu tine și cu asta basta, găsește-ți pe altcineva și lasă-mă pe mine în pace. Dar nu-mi pune mie în cârcă lucruri pe care eu nu le fac și nu le-am făcut niciodată. Și niciodată n-am vrut să fac rău Stelei după ce am plecat eu. Dacă mă enervez, normal că încep și eu să spun unele și altele. Lasă-mă în pace. Domne, când o să plece el de acolo, mă duc CV-ul. Cum să plec de acolo? Ia uite, asta e bună, dar n-am voie să spun asta, dacă asta gândesc eu. Da? Păi da, nu aia tu știi, gândești mintea ta bolnavă și perversă, care baci numai și tău alea. Auzi, bă, expresiile astea să le folosești cu altcineva, mă. Nu cu mine. Ai înțeles? N-am păscut oile împreună. Gata, ne-am oprit cu astea. Vezi că cu mine nu-ți merge cum îți merge cu toți care se sperie că vrezi, Doamne, îi ameninți tu că faci tu și treci tu. Mie nu-mi e frică de nimeni. Nu sunt vulnerabil din niciun punct de vedere. Eu îmi văd de treaba mea și cu asta basta. Și merg pe stradă fără bodyguard și n-am niciun fel de problemă. Dar te rog frumos, nu începe cu chestii de genul ăsta, nu vorbi cu mine cu obrăznicie, cu perversitate și cu chestii astea, că nu-ți permit așa ceva. Să faci cu cine vrei tu, dar nu cu mine. Tu crezi că dacă vorbești așa, o să impresionezi tot ăla rămâi. Deci tot ăla rămân. Un om orgolios și care nu o să se îndoaie niciodată în fața ta. Și asta știi foarte bine. Tu tot ăla un nimeni o să rămâi. Poftim? Deci tu vei fi nimeni toată viața ta. Un nimeni, foarte bine. Deci decât să fii, dacă tu ești cineva, mai bine sunt eu nimeni.